Constantin Cornel Paicu este un fermier din în care și-a ales meseria de crescător de animale chiar dacă este licențiat în drept. Nu practică avocatura, ci agricultura. Are 49 de ani, este căsătorit și are două fete, una student în țară, alta în Anglia, unde își definitivează studiile cu un master. Povestea lui de viață este una frumoasă și de notă, hărnicia omului de la sat. Profitați, stimați alea spectator, de o zi frumoasă și am venit în Comuna Peștișan. Nu întâmplător, ci aici la un fermier care are de toate, am putea spune. Are și porci, și vaci, și uh, păsări și nu i-a fost uh, tocmai ușor ca să se apuce de așa ceva într-o Românie în care subvențiile nu i ajută atât de mult pe, pe agricultori. O să vă luați pe dumneavoastră, domnul Paicu Constantin, să ne spuneți uh, cum ați ajuns aici. Noi știm că prin căsătorie a venit uh, la locul de baști. Al soției. Am reușit să, să pot să, să închierb mai bine zis, ceea ce avem aici în gospodăria noastră. Să o luăm, așa, cu începutul. Cum am ajuns aici, în zonă, cum am început activitatea, ce, ce implică această activitate, totul este un lucru de cum să vă explic eu. Problema este că la început este greu, este foarte greu. Uh, nimeni nu-și dă seama de implicațiile care le au această activitate, cu toate că să știți că sunt satisfacții, dar și orice satisfacție cere uh, muncă. Aveți efective mari de animale? Da. Uh, avem 15 capete de bovine, avem 52 de capete de porcine, avem 70 de păsări, 40 de stupii. Avem plantație de vie, avem plantație de pomi, atât cât să ne ajute pe noi să ne putem întreține familia din gospodăria proprie. Ați avut și seră, dar ne-ați spus că zăpada de anul trecut a făcut în așa fel încât acum nu mai este. Da, am avut o seră care am achiziționat-o de la Timișoara și în urma unei zăpezi care a căzut acum 2 ani, s-a prăbușit sub greutatea zăpezii, dar asta e, trebuie să știi să și pierzi, deci nu, 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 nu mai să câștigi, a pierde trebuie să îți dai seama că există și greutăți, deci nu numai câștiguri în această activitate. Știți cum se spune că, până la urmă, agricultura este ca o loterie. Niciodată nu știi ce vine de sus. Da, aveți dreptate. În 2002 am avut 60 de hectare de grâu care le-am pierdut din cauza unei secete uh, care a fost în, această, în acea vară, și pur și simplu cheltuielile. Au rămas uh, făcute de către noi, dar nici de cum să ne scoatem uh, profit sau cel puțin să ne scoatem măcar cheltuiele care le-am uh, făcut pentru această cultură. Ați venit aici într-o zonă, și spune eu, superbă, să peștișanii, iată, sunt la poalele munților și vă înțeleg de ce nu la Bălește ați făcut această fermă, ci v-ați orientat să veniți aici, pentru că frumusețea locului este nu întâmplătoare, ci chiar se pretează pentru ceea ce faceți dumneavoastră. Reușiți numai cu familia să întrețineți o așa gospodărie, că e destul de mare, să ai 50 de porci, acum aveți scrofele care Iată, au fătat, sunteți singuri că doamna este cu fata la masterat? Nu e, nu e, mie nu -mi sună deloc că ar fi ușor ceea ce faceți dumneavoastră de dimineața până seara. După cum v-am spus, orice activitate implică muncă. Orice, orice activitate care, pur și simplu, pregătirea pe care o am eu nu este în acest domeniu. Dar asta este. Trebuie ce pregătire să... aveți? Am dreptul. Făcut și plus master în dreptul comunitar. Dar nu are nicio legătură una cu alta. Această activitate o fac din pasiune și din plăcerea de a, de a întreține familia cu produse naturale și bioecologice. Suntem și pe o uliță care dumneavoastră spuneți că este celebră. Se numește, nu uliță, ci că este o alee. Ne povestiți despre istoria ei, pentru că, iată, are, are un istoric frumos în spate. Da. Această alee se numește Aleea Berculescu, după bunicul nostru care a trăit în această, în această gospodărie și ne-a Predat-o nouă în continuare, să ducem buna activitate pe care dumnealui a, a desfășurat-o în această gospodărie. Aici am venit de la, din Comuna Bălești, nu sunt localnic de, din zonă, dar mi-a plăcut foarte mult când am venit cu nevastă mea în vizită la, 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 un, la bunicul său și iată că am rămas în am rămas în această gospodărie care, bineînțeles că am dezvoltat-o și am făcut de așa natură încât să o facem și profitabilă. Este de fapt o microfermă. V-aș întreba dacă aveți animale de rasă, pentru că atunci când spui animal de rasă, spui și un ban mai mult, se știe, sunt costisitoare animalele de rasă. Da, la început am pornit cu niște animale de ale noastre autohtone, care le-am cumpărat de la anumiți producători și am încercat pe urmă să vedem cum se comportă și celelalte rase de, de bovine care le-am achiziționat pe parcurs problema este că adaptarea este mai grea pentru celelalte rase, trebuie să fii foarte atent cum le întreții, trebuie furajate în mod corespunzător și nu în primul rând trebuie să ai grijă ca ceea ce, ceea ce faci să și placă, să te comporți frumos cu animalul, fiindcă el ne întreține cu alimente, cu lapte, cu brânză, cu cu viței pe care îi produc și să te, te atașezi de ei. Această uh, activitate uh, am început-o în urmă cu șapte ani, iar uh, vreau să vă spun că nu este o activitate ușoară, este o activitate foarte grea. Dar uh, problema este că noi uh, ne-am obișnuit cu munca și ducem mai departe această activitate a crescătorilor de animale și în al doilea rând încercăm să ne și dezvoltăm pentru faptul că uh, această activitate uh, necesită o o uh, cum să vă zic eu necesită o, o implicare mai atentă și o, o întreținere animalului ca să poată să-ți dea producție mai bună de lapte, să fie, în condiții, să fie crescute în condiții cât mai bune. Să știți că de multe ori crescătorii de animale cu care noi uh, uh, s-a întâmplat să, să luăm legătura se plâng de un lucru, se plâng de faptul că piața de desfacere este una care uh, nu reușește să le absoarbă produsul și mai ales uh, la prețul pe care și l-ar dori pentru că exact cum spuneați dumneavoastră trebuie să înregistrezi și profit nu te apuci de agricultură sau de creșterea animalelor doar așa ca să ieși în pagubă. Da, profitul nu este exagerat de mare sau. dar atât cât este, este. Este îndeajuns pentru a ne întreține familia, pentru a ne întreține gospodăria și a merge mai departe cu activitatea în acest domeniu. Piața de desfacere? Piața de desfacere este cam, cam dificilă deoarece desfacerea la produsele noastre este îngreunată de către alți comercianți care. Achiziționează din alte părți, din alte, din alte, din alte state, chiar aceste produse ale noastre, și știm bine că în alte state sunt produse așa cum sunt produse cu tot felul de uh, chimice și tot felul de uh, substanțe care dăunează organismului, dar uh, asta este. Noi am vrea să facem o. Să cerem o, un ajutor prin acest, prin acest mesaj de, către, de la uh, uh, statul nostru, care uh, l-am rugat în continuare să ne ajute pe noi, fermierii, să putem să desfacem aceste produse care sunt uh, ecologice, care sunt, uh, care sunt uh, bune pentru organismul omului, nu au nicio. Uh, substanță chimică în ele și am vrea în continuare să transmite iarăși mesajul să se implice mai mult în a ajuta crescătorii de animale atât primăriile cât și organele locale care uh, sunt în acest domeniu. De ce spuneți asta? Nu vă ajută suficient statul că, uite, și acum au fost subvenții pentru crescătorii de animale sau considerați că sunt prea mici? Da, considerăm că sunt prea mici deoarece a crește animale înseamnă o muncă și implică cheltuieli mari. În al doilea rând, trebuie să, trebuie să se implice în a, în a proteja crescătorii de animale prin activitățile pe care dumnealor pot să le desfășoare în a media în a media această problemă și a ne ajuta să ne desfacem produsele noastre, care sunt ecologice. Cum stați cu terenurile, pentru că trebuie să ai destul de mult pământ pentru asemenea efectiv de animale? În acest sens cerem ajutorul și sprijinul primăriei să se implice mai mult deoarece să ne pună la dispoziție izlazurile care le are satul pentru a se putea, face, pentru a se putea desfășura această activitate de creștere a animalelor în izlazul satului care este al satului și nu al altor persoane din altă parte sau, sau alte unități care vor să-și desfășoare activitatea pentru aceste, pe aceste izlazuri. Izlazul a fost ale satului și trebuie să rămână ale satului în continuare ale crescătorilor de animale. Dumneavoastră, cât teren aveți? Am șapte hectare de pământ care îl cultiv cu... Bineînțeles, care se împarte. Sunt pășunile care îmi asigură nutrețul și furajul pentru animale și terenurile agricole care, iar la fel, le, le cultivăm cu cu cereale pentru, pentru hrana animalelor, pentru a suplimenta hrana animalelor, cu porun, cu grâu, cu ovăz și nu în primul rând țin să, să spun că această zona noastră este o zonă care se pretează cel mai mult în creșterea animalelor, nu în agricultură. Agricultura la noi nu este pe primul plan, deoarece este o zonă defavorizată în care agricultura este mai puțin producătoare față de celelalte zone ale țării noastre. Cam cât a ajuns hectarul de teren la vânzare pe aici, pe la dumneavoastră? Da, hectarul de teren aici, la noi, în zona, a ajuns undeva la 10.000 de eroni achiziționa terenuri în zona noastră este o dificultate, deoarece nu sunt date titlurile de proprietate, nu există acte ca să pot să, 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 pot să achiziționez aceste terenuri. Și dumneavoastră, practic, le-ați moștenit pe cele șapte sau ați mai și cumpărat între timp? Da, am 5 hectare și jumătate le-am ale mele personale și celelalte, celelalte suprafețe care le-am luat prin arendă, am suplimentat prin aceasta hrana animalelor, cultivându-le cu ovăz și cu porumb. Iar în, de moment am achiziționat încă două hectare de pământ pentru a putea să-mi desfășor activitatea în condiții bune și a asigura nutrețul pentru animale. A fost un an bun, aveți nutreț de calitate și suficient pentru iarna asta? Nu este nutreț suficient, deoarece a fost secet în această vară, în perioada în care s-a efectuat cositul și în perioada de creștere al fânețelor și acestea au stagnat din această problemă. Dar mai achiziționăm și furaje și... Și fânețe, deci ne descurcăm cum, cum putem. Dar rugămintea noastră este să se pună la dispoziție aceste izlazuri care pot să asigure din abundență hrana pentru animale pentru tot satul nostru brădiceni. Nu v-am întrebat prea multe despre ceilalți membri ai familiei pentru că v-am găsit cumva singura acasă astăzi, dar îmi spuneați că sunteți tare mândru de copiii dumneavoastră, de fetele dumneavoastră care, deși sunt iată, la o vârstă la care poate mulți iar ar merge la cinematograf, la o cafea, fetele dumneavoastră v-au dat o mână de ajutor, muncesc aici, faceți proiecte pe fonduri europene împreună cu ele și mai mult decât atât, una din între ele chiar vrea să-și facă masterul, nu aici, în țară, în Anglia. Da. Mă mândresc cu, cu două fete ale mele care mă ajută în această activitate, iar eu le-am predat lor activitatea de creștere a animalelor prin, prin înființarea a două proiecte, măsura 112 pentru stabilirea tinerilor fermieri la, în zona rurală. Aceste. S-au uh, făcut cu ajutorul. Uh, cu ajutorul. Uh, cu celor de la consultanță? Celor de la consultanță, cu ajutorul uh, primăriilor care s-au implicat în această problemă, cu ajutorul uh, Direcției Agricole. Uh, aceste două proiecte, care le-am uh, înființat pe capul pe numele celor două fice ale mele, care mă ajută în această. În, în creșterea animalelor, dar sunt la studii, una este în Anglia, una este la facultate în, în România și î, necesită și anumite eforturi din partea mea ca părinte ca să le, să le ajut în această privință. Dar totuși nu încearcă să, să vă spună că mai pleacă și ele, ca fetele dumneavoastră, tot timpul le țineți aici lângă casă? Această muncă implică și unele greutăți, v-am spus. Trebuie să. animalul nu ține cont că este noapte, că este zi, că este sărbătoare, că este uh, timp rău, trebuie să îl hrănești. Dacă nu hrănești animalul, nu ai cu ce să, cu ce să te mândrești, deoarece creșterea animalului, întreținerea lor necesită mai multe probleme în acest sens. Cum decurge o zi din viața dumneavoastră aici la Peștișani? Da, o zi din viața mea este, cum să vă zic eu... Plină de peripeții bănuiesc lângă animale. Peripeții, nu, implică o, o activitate, o, implică o, o... cum să vă zic eu... un efort mare, deoarece deșteptarea se face la ora 5-6 dimineața Primul, în primul rând ne apucăm de musul animalelor care îl facem și manual, îl facem și mecanic, deoarece avem și viței de crescut și uh, trebuie să îi alimentăm în mod normal cum se alimentează ei. Noi nu le dăm cu biberonul sau cum îi alimentează ferme. Noi îi lăsăm să sugă la vacă partea lor de lapte care este și această, uh, această activitate uh, de, de nu se poate face numai, cu, numai mecanic. Apoi? Apoi, după ce mulgem animalele, le scoatem la câmp, pe urmă vine problema cu porcii. Hrănim porcii, hrănim, hrănim păsările, trebuie să facem activitățile care sunt de dimineață pentru celelalte animale care le mai avem pe lângă gospodărie, apoi luăm și noi masa, prân... da. Prânzul, dar reușiți să vă strângeți toți acolo lângă masă sau nu? Câteodată da, câteodată nu. Câteodată. Câteodată da, câteodată nu. Prânzul la noi este pe la ora 9, jumătate, 10. Iar până atunci ne săturăm de muncă, cum s-ar zice. Apoi, mai avem problemele de rezolvat ale gospodăriei celelalte, că mai sunt și probleme care nu implică numai creșterea animalelor și mai sunt problemele gospodărești. Mai... că servisul la utilaje la agricole, că am văzut că aveți, v-ați strâns de toate. Da, avem utilaje care le-am achiziționat de-a lungul timpului, trebuie să le reparăm, trebuie să le întreținem, deci nu este o muncă ușoară pentru un fermier. Haideți să vedem ce înseamnă profit și să contabilizăm așa, cât este un litru de lapte, cât costă kilogramul de brânză sau chiar și un kilogram de carne, de porc și de vită. Profitul. Profitul nu este prea mare. Un litru de lapte se vinde la noi cu 2 lei 50, 3 lei maxim. Un kilogram de brânză se vinde la noi cu 10 lei, 11 lei, 12, 12 lei maxim. Iar un litru de motorină este după cum știți, 6 lei. Deci, ce să zicem, profitul nu este prea mare, dar atât cât este, reușim să ne întreținem familia și gospodăria. Și carnea cum se vinde? Că uite, vine acum tăiatul porcului, cu siguranță se va scumpi un pic în preajma sărbătorilor carnea la, la porc, și în viu, și tăiat. Da, carnea se vinde în jur de 80, de 8 lei, 9 lei, 10 lei kilogramul, deci și ajunge pe piață undeva la 18. Da, nu ne mai întrebați, că asta voiam să spunem, că mai bine vii în gospodărie și cumperi 5... 20 de lei ajunge pe piață, poate că și 30 de lei, depinde de la cine cumpărați. Da, păi Mai bine vii aici și iei 5 kg de carne și uh, dai pe ea cât ai dat pe două la, la oraș. Da, păi... Comercianții câștigă mai mult decât câștigă producătorii. Ceea ce nu este normal într-o țară normală. Da, este, dar asta e situația, așa, a, este momentul respectiv de producătorul câștigă mult mai puțin decât cei care vând produsele, de către comercianți. Dar asta e. Profitul este atât cât este noi. Mergem în continuare, trebuie să, deoarece trebuie să ne dezvoltăm, să facem tot posibilul. În țara asta nu mai găsești locuri de muncă pentru, tot, pentru toată lumea ca să poți să, să trăiești așa cât de cât decent. Deci trebuie să facem și alte activități pentru a reuși să, să, să ne întreținem în gospodăria și familia. Și cu data asta chiar mă întrebam, găsiți ușor oameni care să vă ajute aici la sat, zilieri aceia pe care ei să te ajute și la munca câmpului și la mulți unor vite și în gospodărie sau la cules? Nu, acesta este un lucru mult prea dificil de a găsi personal pentru a te ajuta în lucrurile, în problemele agriculturii și a creșterilor animalelor. Noi facem mai mult cu familia, desfășurăm această activitate și strânsul nutreților. Problema este că nu, nu, nu reușim să găsim oameni pentru ca să se implice în această... Tinerii fug de această, de această ocupație și de această meserie, care a fost meseria noastră și ocupația de bază. Agricultura s-a făcut din cele mai vechi timpuri pe, pe, pe teritoriul țării noastre, și uh, trebuie să o menținem și să mergem mai departe. Deoarece de la agricultură s-a pornit cu, cu absolut totul, și cu industria, și cu economia, cu absolut toate. Cu absolut toate. Uh, problema este că ne-am achiziționat niște utilaje care ne ușurează munca cu toate că au fost utilaje scumpe, dar pentru noi care suntem producători de animale de început. Și reușim totuși să ne desfășurăm activitatea de strângere a furajelor și de creșterea animalelor cu utilajele pe care le-am achiziționat. Aveți și regrete mai ales gândindu-vă așa că, măi, am făcut o facultate de drept și uite, nu profesez acolo mai mult decât atât muncesc de dimineața până seara în agricultură. Nu, este o plăcere pentru mine, este o pasiune pe care eu am pe care eu am am avut o de mic copil care am Preluatul de la părinții mei, de la bunicii mei, și mi-a fost foarte drag să cresc animalele, să le întrețin, să le îngrijesc, să, să cultiv terenurile care le, le deținem. Această problemă este mai deosebită, deoarece, v-am spus, implică greutăți mult mai mari, față de cum, de cum se vede așa aparent. Dar... Dar, totuși cred că aveți satisfacții când puneți capul pe pernă seara. Da, cu toate că atunci când punem capul pe pernă nu mai avem timp să ne mai gândim la multe lucruri, deoarece din cauza oboselii, din cauza oboselii ne asomnul, fără să mai, să mai avem timp să mai facem alte planuri, alte gânduri pentru a doua zi. Dar știm că a doua zi când ne trezim trebuie să o luăm de la capăt. Și astăzi, așa, mâine, așa, e Face parte din viața dumneavoastră. Din viața cotidiană și viața, și viața satului și a familiei. Și o ultimă întrebare, mai aveți timp pentru dumneavoastră? Aveți pasiuni, un hobby, ceva? Nu știu, când nu muncești să faci ceva ce îți place, în afară de faptul că ne-ați spus că e o pasiune aici microferma pentru, pentru dumneavoastră și familie. La fel ca toți oamenii avem și pasiuni, avem și hobby-uri, dar nu avem de ele. Nu prea avem timp de ele. E, e, timpul nostru este se restrânge la deocamdată la creșterea animalului. Poate cu timpul o să putem să ne reluăm și noi pasiunile pe care le-am le avut cu familia, să ieșim la un grătar, să facem un concediu. un concediu, sau o plimbare, dar deocamdată plimbările noastre sunt cu animale pentru a le, pentru a le întreține. Aici, în Peștișan, pe uliță, pe Alea, cum spuneți dumneavoastră, nu? Da, da, pe Alea Berculescu la Brădiceni. Vă mulțumim și vă dorim mult succes în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că ați venit să prezentați această activitate a, a oamenilor de la sate și pentru a duce mai departe această pasiune și ocupație. Noi facem acest lucru cu drag, și sper ca în toate comunele unde mergem să, să găsim oameni gospodari. Și sunt convinsă că așa sunt toți gorgenii, pentru că pe unde am fost, a, așa am găsit oameni cu putere de muncă și mai ales cu drag de muncă. Al folos în definitivarea și succesul proiectelor pe fonduri europene au fost inginerii agronomi de la Camera Agricolă. Fără ei ar fi fost destul de greu hățișurile legislației, drept dovadă fiind și renunțarea la un proiect cel dorea pentru înființarea unei pensiuni. Costurile la care le ajungea un asemenea avis au depășit posibilitățile familiei, așa că s-a axat pe proiectele specifice creșterii animalelor care le-au avut inițiatoare pe cele două ofice. Inginerii agronomi gorgeni încurajează tinerii să acceseze fonduri la anul pentru că se preconizează sume încurajatoare. să știți că în teritoriu identificăm fermierii cu ajutorul inginerilor de la Camera Agricolă. Astăzi dumnealor ne-au adus la Peștișani, așa cum ați văzut și iată, am aici unul dintre inginerii de la Camera Agricolă care este specializat pe, pe acest profil de creștere a animalelor și vreau să vă întreb dacă sunteți mulțumită de ce ați găsit aici la domnul Paicu pentru că a încercat cumva să și diversifice profilul și să, să aibă de toate. Chiar a vrut și o pensiune la un moment dat, dar fiind atât de costisitoare, a renunțat la proiect. Păi așa cum v-a spus și dânsul, pasiunea asta pentru agricultură l-a determinat să fie în permanent. Interesat de fondurile europene, și încă din uh, perioada când fetele au putut să se încadreze la criteriile de eligibilitate, adică să aibă vârsta de 18 ani, uh, s-a hotărât să facă proiect uh, pe măsura 112, uh, măsură care prevede instalarea tinerilor fermieri ca, pentru prima dată ca șef de exploatație și uh, a încercat să le orienteze. Să zic așa, să le imprime pasiunea pentru creșterea animalelor și să le orienteze pentru viața la țară. Chiar dacă, cum spunea Dânsu, momentan este la studii în Anglia, în permanență colaborează și la telefon, în permanență este interesată de cum se desfășoară activitatea, de cum decurge munca în fermă, de cum se descurcă, de greutățile care le, le întâmpină dân și în. Aprovizionarea cu furaje, aprovizionarea cu utilitățile, ce, ceea ce ține strict de dezvoltarea sectorului zootehnic. Cum sunt animalele? Cum vi s-au părut? Pentru că trebuie să vorbim întotdeauna și de calitate. Atunci când pui pe picioare o microfermă, te gândești și la rasă, la efectiv, dar bineînțeles și la modul cum evoluează în gospodărie un animal. Bineînțeles că inițial domnul Paicu a plecat cu efective de vaci autohtone, care, despre care știa că sunt adaptate la zonă și că fructifică foarte bine condițiile din zonă. Cum a spus dânsul, că fertilitatea solului este mai puțin, să zic așa, corespunde parametrilor optim de, de producție și a încercat să meargă cu animale care se adaptează mai bine condițiilor din zonă. Ulterior am înțeles că a achiziționat rase performante de tipul bălțată românească și Holstein, nu știu dacă mai are acum un efectiv, ca anul ăsta n-am, deci nu, nu știu efectivele din acest an, dar știu că în permanență când venea și discutam despre probleme, despre proiect, când îi făceam rapoartele de progres, îmi spunea, doamnă, eu vreau să-mi îmbunătățesc structura efectivului, vreau să merg pe rase cu producție, vreau să merg pe rase de carne, chiar mă dorea să, la un moment dat, să achiziționeze Rase care să meargă ținând cont că, așa cum a spus dânsul, laptele este foarte puțin, să zic așa, Lătit la nivelul sacrificiilor care se fac financiare, a zis că încearcă să meargă și pe, vase de, pe rase de carne, adică să-și diversifice sortimentele de piață, să zic așa, ce își dorește să valorifice, în afară de carnea de porc, carnea de uh, pasăre, dar nu, cred că ajunge dânsul așa să meargă pe carne de pasăre, dar carne de porc vrea să crească și efective de bovine specializate în producția de carne. Spuneți-mi dacă a întâmpinat dificultăți atunci când a pus pe picioare acest proiect, pentru că știți și dumneavoastră, de la o gospodărie la alta, oamenii se plâng de birocrație, de multe acte, de multe parafe, de Mulți bani, până la urmă, că trebuie să ai și niște bani atunci când derulezi un proiect. Așa cum am spus și în emisiunea anterioară, problemele sunt diferite de la localitate la localitate, în funcție de modul cum aparatul primăriei este receptiv la tot ce este nou și, în funcție de cum și dânșii înțeleg ce le spunem noi că le trebuie și cum știu să-și ceară să-și solicite documentele acolo. Am înțeles că ar fi avut atunci la început ceva probleme cu modul de prezentare a documentelor, dar ulterior s-a rezolvat și a putut să îndeplinească condițiile să devină visul dânsului realitate, adică să beneficieze de fondurile europene pe măsura 112. Încurajăm producătorii să acceseze fonduri. Eu tot timpul am stat de vorbă, în general, producătorii agricoli care desfășoară o activitate în zootehnie sau în culturi de câmp și care oricum muncesc, le-am spus că nu este nicio problemă dacă își propun și reușesc să acceseze fondurile europene pentru că dânsii nu au de pierdut. Din contră, oricum își desfășoară activitate și muncesc, dacă vine sprijinul care este specificat în măsurile astea sau este să zic așa, ei și-l doresc prin măsurile astea, deci oricum nu-i dezavantajează. Pentru că dânșii au o activitate și, indiferent că uh, au sau n-au sprijinul ăsta financiar, ei muncesc, dar în momentul când vine sprijinul, ei pot să-și achiziționeze utilaje mai bune, pot să-și achiziționeze produși mai buni și să-și extindă cu mai multă siguranță activitatea. Vorbim puțin și despre cota de lapte, pentru că ar trebui să facem acest lucru. Vin bani din nou și pentru că fiecare are în gospodărie un număr și mai mic și mai mare de animale, bănuiesc că este un subiect care interesează pe toți producătorii noștri crescători de animale din tot gorjul. Da, începând cu anul 2013, probabil că ați prins și în alte emisiuni, a fost acel program de sprijinire a producătorilor producătorilor agricoli din sectorul zootehnic cu două variante de sprijin pentru producătorii care au minim trei capete vaj de lapte și au o cotă de lapte de minim 3.000 de litri sau 3 tone și o altă variantă de sprijin pentru producătorii agricoli care au, bine, efectivele deținute la 31 ianuarie 2013 și pentru producătorii care au avut minim 3 vaj la 31 ianuarie 2013 și două capete tineret bovin care la data respectivă aveau minim 7 luni și bineînțeles că au fost avantajați producătorii care au avut cotă de lapte de minim 3 tone și peste 3 tone, în cazul dânsului cred că are că având un efectiv așa de mare de bovine sigur are peste 3 tone cotă de lapte cei care nu au putut să dovedească că au o cantitate minimă de 3 tone nu au putut să beneficieze de latura asta de, a programului de subvenționare și eu cred că a fost bine intenționat cei care s-au să zic așa, s-au mișcat repede și și-au luat o repartiție de cotă și și-au completat form -ă, situațiile pentru, pentru și și-au menținut să zic așa, valoriile de cotă. Totuși, oamenii se plâng că subvențiile sunt mici, adică nu reflectă practic nici munca lor și până la urmă nici profitul pe care vor să-l obțină uh, atunci când depun această muncă. Le puteți da vești îmbucurătoare? Ce se mai aude? Dumneavoastră, țineți legătura între ei și minister? Uh, mai puțin, să zic așa, îmbucurătoare. Da, se zice că din 2014 până în 2020 atât în cadrul APIA cât și în cadrul PNDR-ului, deci Programului Național de Dezvoltare Rurală, vor, se vor lansa pachete care vor fi mult mai bănoase și bănoase un termen plastic, așa, vor oferi bani mai mulți și zic ei și o, un sistem de aplicare mai lejer sistemul de, de aplicare constând în documentația care stă la baza întomnirii proiectelor. Și să sperăm că dacă România va fi bine văzută în cadrul Bruxelului la Uniunea, deci de Uniunea Europeană, li se va aloca, ni se va aloca banii mai mulți pentru agricultură, pentru cele două sectoare, agricol și zootehnic. Ce părere aveți în ultimii ani despre creșterea numărului acestor fermieri? Pentru că se poate spune că da, i-au încurajat oarecum proiectele, cei care au făcut unul anul viitor au mai vrut unul, dar sunt și dintre cei care au renunțat pentru că n-au mai avut răbdarea necesară să finalizeze. Da, ce se întâmplă? Așa cum a spus și Dânsu și știți și dumneavoastră și cu ocazia emisiunilor realizate pe parcursul timpului ați auzit nu numai din emisiunea de astăzi și cu ocazia realizării altor emisiuni că tineretul nu mai are prea multe perspective după terminarea studiilor, nici a studiilor superioare, nici a studiilor medii, ținând cont că termini o facultate, termin un master și nu ți se oferă pe vremea, știți, cu ani în urmă, terminai facultatea, avere partiția te aștepta știai că trebuie să pleci în punctul, dar acum termin facultatea, termin liceul, nu ai nicio și eu am zis că părinții care, orient, părinții care bineînțeles, au o tradiție în creșterea animalului sau în agricultură fac un lucru bun că își orientează și copiii să rămână sau să se descurce cât de cât și prin prisma agriculturii. Pentru că... Că Ar trebui să ne uităm un pic peste graniță, pentru că așa se întâmplă acolo. Fermierii au început uh, prin tradiție să devină fermieri. Legislația a hotărât acest lucru. V-am zis, noi am fost și am trecut prin mai multe țări, dar uh, în România încă nu este pus la punct un sistem uh, legislativ, să zic așa, de preluare a gospodăriilor. La noi încă se permite fărâmițarea gospodăriei. În afară nu se permite așa ceva. Deci, din totdeauna și francezii, și englezii, și austriecii, și nemții au fost împotriva fărămițării proprietății. La ei, dacă sunt patru copii într-o familie, unul singur va prelua și va duce mai departe gospodăria în situația în care are profil agricol. În restul vin și despăgubesc, vin și sunt despăgubiți de cel care preia gospodăria sau se înțeleg. Deci părinții discută și analizează problemele de așa natură încât cei patru rămân mulțumiți, dar unul singur va prelua gospodăria. Incinerii de la camerele agricole sunt și cei care îi ajută pe producătorii agricoli din România. Acum vorbim despre Gorș și aș vrea să vă întreb, domnul director, cum stau lucrurile. Se știe că e pe final anul 2013, dar 2014 vine cu mai mulți bani. Așa este, din păcate anul acesta a fost sărac în proiecte, a fost sărac în sesiuni de depunere a proiectelor pe măsurile pe care noi lucrăm, din câte am aflat și noi din întâlnirile pe care le-am avut cu reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, din deplasările pe care le-am avut în țară la instruirile cu colegii noștri și cu reprezentanții altor organisme direct implicate în fondurile europene, am aflat că începând cu anul viitor va continua um, o serie de măsuri în domeniul rural, în domeniul agricol în special, cu măsura 112, cea pentru um, tinerii fermieri, pentru instalarea tinerilor fermieri, uh, prin care se preconizează a se acorda o sumă maximă uh, care să crească de la 40.000 actualmente la 70.000 de euro. Și, bineînțeles, așa cum a spus chiar domnul ministru al agriculturii, se va renunța la măsura 141 pentru o altă măsură prin care să se acorde de la început și în anumite condiții o sumă de 15.000 de euro pentru fermele de semisubzistență. Însă, tot ceea, ce pot, tot ceea ce vă spun eu acum sunt doar proiecte. Trebuie să așteptăm să se termine negocierea dintre România și Uniunea Europeană și sperăm că la începutul anului următor, la începutul anului 2014 să putem să știm sigur ce programe vom avea pentru dezvoltare rurală și deja să primim ghidurile solicitantului și să începem să lucrăm clar pe aceste măsuri. Se vede clar că au drept scop aceste proiecte și încurajarea tinerilor de a veni în mediul rural. V-aș întreba în 2012, în 2014 2013 au fost suficienți tineri uh, care au ales să facă lucrul ăsta, dar nu numai pentru bani, pentru simplu fapt că e frumoasă viața la țară și uh, poate fi privită și prin perspectiva de a face un profit și de a te simți bine în ferma ta până la urmă. Într-adevăr, în sesiunile de depunere de proiecte pe măsura 112 am avut destule cereri, din păcate o parte dintre ele nu au putut să le dăm curs deoarece beneficiarii sau posibili beneficiari nu au a reușit la timp să își pună la punct toate condițiile necesare impuse de legislația actuală pentru dezvoltarea proiectului. Însă sunt destul, destul tineri și asta ne bucură. Tineri care doresc să lase viața agitată de la oraș, termină facultății, termină liceul și um, doresc să-și continue um, tradiția muncii părinților lor la țară. Ne bucurăm că prin um, intermediul specialiștilor noștri de la Camera Agricolă am reușit să facem destule proiecte pe măsura 112. Sperăm ca și de la anul să fim în aceeași formulă, poate o formulă de specialiști îmbunătățită care să putem să facem față cererilor. Deja avem o listă în așteptare de posibil beneficiari pentru măsura 112. Tinerii au aflat de la ceilalți de la colegilor care au accesat proiectele și sunt la rândul lor dornici să muncească la țară. Au văzut că efectele unui astfel de proiect sunt pozitive și că beneficiile atât materiale cât și celelalte beneficii în plan personal sunt mari. Deci așteptările noastre sunt la rândul lor întemeiate, sperăm ca de la anul și prin, așa cum am menționat, prin creșterea valorii proiectului pe maxim până la 70.000 de euro, să avem din ce în ce mai mulți beneficiari de măsura 1 -2. Este de fapt și unul din scopurile noastre principale ale Camerei Agricole să aducem în spațiul rural mult mai mulți tineri să continue munca la țară și să avem, să trecem de la o agricultură, așa cum este acum de semisluzință, la o agricultură performantă. Județul este mare și se știe mediul rural chiar bate, mediul urban este destul de mare. Aveți o rază de cuprindere destul de vastă pentru numărul de ingineri pe care îl aveți în subordine și întrebarea mea vine, reușiți să faceți față? Din păcate, numărul specialiștilor noștri este unul foarte mic. Reușim să acoperim aproximativ 35-40% la mora actuală din suprafața județului. Din păcate, zona de sud a județului este foarte puțin acoperită de specialiștii noștri. Noi am semnalat de fiecare dată, atât pe plan local, cât și în întâlnirea de la Ministerul Agriculturii, faptul că. Trebuie totuși marșat pe ideea realizării și continuării unei consultanțe agricole în subordinea organelor statului, pentru că o consultanță agricolă, la momentul actual, privată, eu cred că are destul de puține șanse de izbândă. Și de aceea sperăm și noi am subliniat faptul că minimum specialist la fiecare localitate ar fi binevenit. Încercăm, prin legăturile pe care le avem cu autoritățile locale, cu primăriile, cu primarii în special, să-i determinăm și să mergem chiar și acolo unde nu avem specialiști, să facem cursuri de specialitate, cursuri prin care să instruim fermierii atât în plan profesional cât și să instruim, să le explicăm ceea ce înseamnă să acceseze aceste măsuri european. Pentru că sunt bani care vin și e păcat să, să îi pierdem O să fie bani din ce ce mai mulți Care vin în perioada următoare 2014-2020 Și e, așa cum am zis e păcat să i pierdem E bine să i, să -i aducem și să îi investim Să dezvoltăm județul nostru Vă întreb acum nu ca și director Ci ca și om Vă place ceea ce găsiți în teritoriu Iată când veniți și stați de vorbă Cu acei oameni care poate Nehotărâți Veneau la dumneavoastră și încercau Să demareze un proiect Într-adevăr, ca la orice român de rând, îmi place, ne place la toți să venim la țară, venim la aer curat, vedem cum se lucrează aici. Din păcate și pentru acești oameni care au riscat, au făcut proiecte, volumul de muncă este foarte mare, de dimineață, așa cum ne poveste de dimineață, de la primele ore, de la ora 4-5 până seara, la ora 90, chiar până la ora 12 din noapte, ei nu intră în casă. Sunt ocupați cu animale, sunt ocupați cu câmpul. Beneficiile nu știu cât de mari sunt pentru dânsii, dar beneficiile vedem noi, chiar cei care stăm la oraș, pentru că, iată, avem produse tradiționale, avem produse obținute în județul nostru care sunt vândute pe piața din, din orașe. Așa că e bine și eu chiar îndemn pe toată lumea să mai vină la țară, să vadă ce este aici și să continuăm, să continuăm cu tot ceea ce a fost și. Sper să rămână România în continuare. Și o ultimă întrebare. Ce lipsește gospodăriei românești? Să semene cât de cât cu o gospodărie de dincolo de granițele țării? Lipsește bani. Ne trebuie mult mai mulți bani ca să putem să investim, să ajungem la nivelul gospodărilor din vestul Europei. Dar, din punctul meu de vedere, am avut privilegiul să merg să văd și acolo. Eu zic că nu trebuie neapărat să copiem modelul din vestul Europei. Eu zic că modelul nostru este mult mai frumos, este un model acceptat chiar și de ei, pentru că acolo și-a pus foarte mult amprenta civilizația și noile descoperiri ale științei, ale tehnicii. Iar uh, turiștii, cei care vin din vest la noi, uh, cei cu care am fost în teren, sunt foarte uh, mulțumiți și sunt îngătați de ceea ce găsesc aici, găsesc o natură uh, liniștită, găsesc uh, elemente uh, pe care ei nu le mai au, găsesc oameni dând cu sapa pe câmp, găsesc cârduri de gâște, găsesc cârduri de alte păsări, animale, la ca unde, animale care la ei trăiesc doar în uh, ferme bine puse la punct. Și mulți dintre ei spun că ar da orice să trăiască din nou aici. În momentul în care ies la pensie, chiar sunt foarte mulți care vin și agrează ceea ce avem noi, chiar dacă suntem puțin mai înapoiați, să zic așa, ceea ce avem noi la ora actuală în România. De aceea, încurajez și pe această cale pe locuitorii de la sate să demareze măsura ce va veni pe realizarea de agropensiuni sunt un, sau este un element foarte important în viața rurală și eu zic că o să aibă mare succes în viitor pentru că acei turiști străini care vin și uh, se cazează la agropensiuni sunt foarte încântați să consume produse naturale, produse tradiționale de la noi obținute în ferma respectivă iar atunci, în momentul respectiv, uh, nu se mai uită la bani, ceea ce uh, va fi bine și pentru ei, pentru că pot să vină spre noi și pentru noi că putem să ne dezvoltăm afacerile. Eu vă mulțumesc mult că ne ați acordat acest scurt interviu și nu întâmplător pentru că tot vorbeați de frumusețea locurilor. Am ales acest peisaj frumos, un râu care iată ne-a însoțit în acest dialog. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, pentru atenția cu care ne ați urmărit și ne întâlnim din nou săptămâna viitoare. La revedere, toate cele bune.